Centrul Militar Județean Mehedinți va împlini 55 de ani de la înființarea instituției pe data de 17 februarie. Cu acest prilej, la Palatul Culturii Teodor Costescu s-a organizat miercuri, 15 februarie, o activitate festivă pentru a marca importanța acestei zile. Ceremonialul s-a desfășurat în prezența comandantului Centrului Militar Zonal Dolj și nu în ultimul rând a foștilor comandanți și militari care de-a lungul timpului au făcut parte din efectivul unității. Ziua de astăzi marchează împlinirea 55 de ani de la înființarea Centrului Militar, constituit în baza prevederilor ordinului Ministrului Forțelor Armate, numărul M10 din 17 februarie 1968, structuri militare care continuă și păstrează tradițiile comisariatelor militare. Această aniversare reprezintă o ocazie specială pentru a evidenția rolul și însemnătatea acestor structuri ale Armatei României. În decursul anilor, personalul Centrului Militar, în devotament, loialitate și profesionalism, a contribuit la îndeplinirea obiectivelor Armatei României prin rezultatele foarte bune obținute pe linia de informare, recrutare, incorporare, evidență și completarea resurselor, devenind interfața dintre societatea civilă și instituția militară. Ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani? Un exercițiu de mobilizare în 2019, la care majoritatea dintre noastre a fost prezenți. O pandemie, 2 ani de zile ulterior, în care am trecut așa cum am trecut, împreună. Și de anul trecut, un război în granițele țării. Asta pentru a punta doar evenimente importante. Relevant este că în acest context s-a simțit, zic eu, destul de apăsat și prezența noastră a Centrului Militar Județean în aceste activități. De asemenea, la acest eveniment au participat și reprezentanții ai autorităților locale și județene, care au mulțumit cadrelor militare pentru responsabilitatea și devotamentul de care au dat dovadă de-a lungul anilor. Vă mulțumesc dumneavoastră și colegilor dumneavoastră, cadre militare și civile, în care Centrul Militar al nostru, pentru invitația de a participa la acest moment emoționant al instituției. Domnule președinte al Consiliului Județean, domnule comandant Bohora, domnule viceprimar, mă bucur să regăsesc în privire câțiva dintre foștii comandanți al Centrului Militar Județean Mehedinți, cel puțin 3 ani zărit, pe care îi salut cu căldură. În cei 55 de ani de existență, Centrul Militar Județean Mehedinți a trecut prin multă perioadă de transformări, atât ale societății românești, cât și ale armatei, și le-a depășit pe toată cu bine. Cu această ocazie, vreau să transmit toate gândurile bune întregului personal al Centrului Militar Județean Mehedinți, actualelor și fostelor cadre militare. În armată, am găsit și am convingerea că vom avea în continuare oameni puternici implicați în viața publică, devotați, bine pregătiți, responsabili, puși în permanență în slujba interesului public. Vreau să vă mulțumesc pentru sentimentul de siguranță pe care îl dați, chiar dacă în această perioadă contextul geopolitic nu este favorabil. Finalul ceremoniei a fost marcat de comandantul unității, care a oferit plachete comemorative oficialităților județene și locale, precum și foștilor comandanți. Acest moment a fost încărcat de emoții pentru întregul personal prezent la eveniment.